titlul acestui clip, ăsta e Mindful, sunt Andrei, iar canalul ăsta este despre psiho. Eu sunt masterat la psihologie în cadrul Universității din București, la facultate de psihologie și științe educației. Iar tot canalul ăsta este researchuit, adică informațiile pe care le găsește în videoclipurile mele sunt căutate de mine în articole științifice pentru a-ți oferi ție o informație de bună calitate. Dacă nu vrei să arătezi următoare videoclipuri, te rog să-mi dai subscribe pentru că pe mine mă ajută enorm de mult și pe tine dacă nu vrei să ratezi. Videoclipul ăsta este despre primul an de facultate. Primul an de facultate este dur. Dur emoțional. Ca să vă dau puțin background, evident că mi-am făcut puțin research înainte să văd pe YouTube ce se vorbește despre primul an de facultate, la diferite facultăți din București, universități, etc. Și am descoperit că nu sunt informații așa cum ai vrea tu să auzi. Adică, ce ai vrea să știi de la videoclipul ăsta? Ca nu cumva să-ți uiți sălile în care vei merge ca să nu ratezi cursul? În cazul în care e online, să-ți pui ceasul ca să... Nu? Eu cred că în cazul dat trebuie să-mi reformez puțin speech-ul. Dacă se va face fizic, sunt anumite elemente. Dacă va fi online, e cu totul altceva. Orică e albă, orică e neagră, noi toți suntem oameni și tot avem emoții. Iar primul an de facultate este trecerea ta de la liceu, de la a fi adolescent la spre un tânăr adult. Și trecerea asta vine la pachet cu foarte multe emoții și experiențe de viață, pe care nimeni nu ți le spune cum să le manageriezi sau ce ar trebui să faci în anumite situații în care ai o cantitate foarte mare de emoții. Ei bine, nu pot să spun că îți spun eu, dar cel puțin o să auzi ceva care nu cred că o să mai auzi de la nimeni. Primul an de facultate este unul înfricoșător. Prima zi de facultate este una absolut terifiantă. Absolut tuturor le va fi frică. Vor avea un anumit nivel de anxietate, mai mic sau mai mare, de necunoscut. Și absolut normal. Nu o să știi ce o să faci, nu o să știi cum sunt profesorii, nu o să știi ce colegi ai, nu o să știi dacă vei avea prieteni, nu o să știi dacă poți să mergi la mall, nu o să știi dacă o să stai în casă sau o să mergi la facultate, nu o să știi nimic. Pentru că totul este o mare nebuloasă. Poți să cauți câte videoclipuri vrei posibile pe YouTube, inclusiv poți să uiți la videoclipul meu, tot nu te va satisface până nu vei fi în fața faptului împlinit. Ori în fața laptopului, ori la deschidere la facultate. Facultatea este momentul din viața ta în care începi să îți iei viața în serios. Poate ți-ai rupt toate relațiile pe care le aveai în liceu și urmează să-ți creezi unele noi. Poate crezi că nu vei face față. Poate ai avut o relație la liceu și acum nu mai ai. Poate v-ați despărțit din simplu fapt că sunteți în orașe diferite. Poate te vei gândi că vei rămâne singur totdeauna. Poate îți vei găsi marea iubire la facultate. Sau probabil pe profilul ei de Instagram. Sunt foarte multe elemente în viața noastră pe care ar trebui să le manageriem cât de bine putem noi și să le gestionăm atât de sănătos cât putem. Ținând cont că încă este pandemie și probabil va mai fi câțiva ani de acum înainte, nu se știe dacă facultatea va fi fizic sau nu. Dar cu toate astea, materiile sunt aceiași. Și haideți să vedem care sunt materiile din primul an de facultate. Am orarul fix aici pe laptop și hai să luăm primul semestru. În primul semestru din anul 1 veți face statistică. Cum am spus și în alte videoclipuri de pe canal, dacă ești vechi, big up for you. Statistica este unealta psihologiei, mai pe scurt. Este modalitatea prin care noi putem să dovedim anumite lucruri că sunt reale. Ce am spus eu sună drăguț, ce o să faceți în realitate să fie puțin mai complicat. Statistica nu diferă cu absolut nimic față de oricare altă materie sau oricare alt lucru pe care îl înveți nou. Numai că s-ar putea să ai un mic șoc pentru că nu te aștepta să faci puțin matematică, ca să spun așa, mai metaforic, pentru că ai plecat de la asta. Pentru că un motiv sau un factor ar fi și ăsta că, hei, m-am săturat de zona aia de mate-info, vreau să fac ceva uman, științe umane, psiho. Dar cu toate astea trebuie să știi că statistica este absolut vitală în viața ta, de student, de carieră, de ce vrei tu, pentru că e prezentă absolut peste tot. Statistica te va ajuta foarte mult să citești articole științifice pe care le vei avea pe parcursul anului, primul an, al doilea an, celui de-al treilea, master, doctorat. Statistica va fi prezentă peste tot, pentru că ai nevoie de ea. O să ai nevoie de ea la seminarii, unde avea proiecte. Asta e valabil pentru toate cursurile. La majoritatea cursurilor vei avea proiect. Majoritatea din articole științifice. Statistica veți face pe un program care se numește SPSS. Nu contează de unde provine, de la IBM sau de la alt program, o să vedeți despre ce e vorba. Apropo, am făcut un videoclip despre cum funcționează statistica și toate materiile astea interesante de facultate, o să vă pun link acolo sus, sau acolo. Ca să știți, veți face cursul de statistică de două ori, adică pe semestru 1 și pe semestru 2. Cel de-al doilea curs din orar, cum mi-arată mie laptopul aici, este psihologie experimentală. Ei, bine la psihologie experimentală, hai să luăm cu...
Hai să luăm titlul. Psihologie experimentală. Ăsta e titlul cursului, numele cursului. Pentru că avem statistică și statistica ne arată cum funcționează anumite lucruri și ne oferă datele de care avem noi nevoie, avem nevoie de un anumit design pentru a face experimentul pe care îl dorim. Ok? Psihologia experimentală, mai exact la cursul acesta, vei învăța cam cum funcționează designurile experimentale. Sau mai exact, designurile de cercetare. O să-ți scormonească puțin gândirea ta științifică. Sau mai degrabă, o să-ți fondeze și gândirea ta științifică. O să ai bază. O să știi cam ce ar trebui să știi. Adică, o să ai un background pe lângă statistică, psihologie experimentală și alte cursuri pe care vă mai face în semestrul ăsta despre cum funcționează știința. Ea în sine, psihologia per se. În teorie o să ai nevoie de eșantioane de oameni, grupuri de oameni pe care vrei să le testezi. Depinde ce fel de grupuri sunt acestea, adică ce fel de eșantioane. Eșantioane mai mici, eșantioane mai mari, de câți oameni ai nevoie, ce trebuie să faci cu oamenii respectivi. Practic faci designul pe care vrei tu pentru cercetarea ta respectivă. Următorul curs este reprezentat de Fundamentele Psihologiei. Fundamentele Psihologiei este practic tot ce ai învățat tu pentru admitere, dacă ai dat admitere, din cartea ta de a 10-a, de liceu. Dar metamorfozat cu mult mai multe informații. Este o continuare a ce ai învățat în liceu, dar la un alt nivel. Adică unul mult mai bun, mult mai calitativ, afli mult mai multe lucruri decât sunt în cartea respectivă. Fundamentele psihologiei te iau de la senzații, percepții, gândire, la, știi, you know the drill. O să ai o altă perspectivă, o să înțelegi altfel toate informațiile pe care le-ai învățat, la alt nivel. Nu o să ai nevoie de faptul că senzațiile sunt procesul psihic senzorial. Al patrulea curs este, cum scrie aici, introducere în psihologie socială. De la sine înțeles, psihologie socială. Ca să vă dau puțin o informație din interior, ca să spun așa, cel mai bun lucru pe care eu l-am ținut minte de la cursul de psihologie socială a fost următorul. L-am mai menționat în alte videoclipuri. Să zicem că vezi pe stradă un om cu un nas de clown, din acela roșu. La prima impresie ai tot dreptul să spui, băi, ce ciudat. Adică, de ce ai purta un nas de clown pe stradă? Ești ciudat. Unde te duci? Ce faci cu nasul ăla? Care e problema ta? Poate la un moment dat ți se pare că merge și puțin cam ciudat într-un mers de clown. Și o să spui, băi, toți ciudații pe stradă. Adică, ce se întâmplă? Ei bine, dacă în mod natural ai făcut asta și suntem oameni și țineți cont că sunteți boboci la psihologie, da, ai tot dreptul să faci asta, dar e greșit. Pentru că din categorie gândire critică, și asta am zis pe canal non-stop, tu nu știi ce s-a întâmplat acolo. De ce omul respectiv are un nas și de ce merge puțin ciudat. Practic, social vorbind, tu nu știi de ce omul respectiv are comportamentele respective. Pentru a-ți da seama de ce are un nas de clop sau de ce merge cum merge, ar trebui să-l mai vezi de câteva ori. Pentru că ești un mic cercetător și nu ar trebui să iei informațiile de-a gata. Pur și simplu ce ai văzut, așa să fie. Pentru că realitatea are multe perspective. Tehnic vorbind, ar trebui să mai vezi asta odată. Să mai vezi dacă omul respectiv, data viitoare când va merge pe stradă, va avea tot un nas de clop și va merge ciudat. Dar totuși, dacă vrei să spui că ai până acum două momente prin care poți să-l judeci, greșești. De ce zic judeci? Pentru că tu, ca student la psihologie, ca boboc în anul întâi, în primul semestru, o să ai tendința asta, care o să-ți vină natural. Prima dată o să ai impresia că judeci oamenii din jur, însă nu e așa. Este modalitatea ta de a începe de a analiza oamenii din jur. E ceva pe care faci în mod natural, pentru că ăsta e jobul tău. După ce l-ai văzut prima dată și a doua oară, a treia oară ar trebui să fie clar. Nu, clar va avea nasul respectiv, clar va merge ciudat. Dar dacă cumva a treia oară nu se întâmplă așa, înseamnă că toate asumțiile tale pe care le-ai făcut până la început nu au fost adevărate, deci ai greșit. Poate a treia oară omul este absolut normal, merge normal, nu are niciun nas de clop. Morala poveștii este că trebuie să ai foarte multe informații din mai multe surse despre un anumit om pentru a-ți da seama ce are el cu adevărat. Ok, paranteză cam lungă. Următorul curs este franceză sau engleză. Nu știu dacă sunt și alte limbi la facultate. În caz că nu știi foarte bine engleză, nu este neapărat o problemă, dar ar trebui să te îmbunătățești pe parcurs pentru că o să ai nevoie de ea, activ, cam pe parcursul întregii facultăți, inclusiv la master sau doctorat. Pentru că articolele științifice de care ziceam eu la început, statistica, psihologia experimentală, metodologia, ele sunt și în formă englezească. Majoritatea informațiilor pe care o să le ai o să fie în engleză și o să ai nevoie de ceva ca să înțelegi puțin esența. Practic la engleză sau franceză, nu știu la franceză că eu am fost la engleză, mai înveți niște engleză, mai înveți niște psihologie, mai le înveți combinate, te va ajuta.
alt curs se numesc stați așa că e prea lung. Bazele teoretice ale valorii psihologice. La cursul acesta vei învăța despre mare parte despre teste. Cum funcționează testele de personalitate sau testele de depresie, de anxietate, practic orice test sau baterie de test, care e rolul ei în procesul tău profesional viitor. Practic, evaluarea psihologică este practic valoarea ta, producătorul de bani, este practic tot ceea ce înseamnă esența de psiholog. Evaluezi psihologic. Fie că o faci clinic, fie că o faci într-un cadru terapeutic, fie că o faci alături de un psihiatru, tu ca psiholog, indiferent de domeniul în care ești, vei face evaluare psihologică. Mai metaforic spus, evaluarea psihologică o vei face pentru că creierul tău, cum am spus mai devreme, încearcă să analizeze cât de bine poate oamenii. Dar evaluarea psihologică stă și la propriu, cu ceva concret în mână, adică teste. Nu trebuie să vă încarc memoria acum cu nimic important. Imaginați-vă că pur și simplu aveți o carte foarte groasă, cu o fișă, tu înveți cartea respectivă, omul îți completează fișa respectivă și astfel se realizează evaluarea psihologică. Tu vei învăța foarte bine manualul testului respectiv, vei încerca să interpretezi cât se poate de bine ce a încercat să spună omul acolo în testul respectiv și prin conduita ta psihologică și informațiile pe care le ai, o să faci o evaluare psihologică. Mai pe scurt vei învăța teste, cum funcționează ele. Și apropo, testele respective sunt mână-n-mână cu statistica, cirurgia experimentală și metodologia. Exemplu de teste, dacă vreți să căutați, scală de anxietate Beck, scală de depresie Beck. Cele mai cunoscute le găsiți, dați un search pe Google. Un alt curs este psihologia dezvoltării. Cum îmi place mie să spun, înveți cum funcționezi tu dinainte să te naști până mori. Da, macabru puțin. De ce spun că înainte să te naști? Pentru că noi suntem ființe nu din momentul în care ne-am născut. Suntem mai puțin dinainte. Adică prenatal, ăsta ar fi cuvântul. Dezvoltarea psihologică a unui om se realizează din perioada prenatală. Perioada prenatală are un impact enorm de mare în dezvoltarea noastră ca oameni, inclusiv conexiunea ta ca făt cu mama ta. De la perioada respectivă, mergi ușor-ușor în momentul în care te naști, după ajungi ușor-ușor într-o copilărie mai micuță, după ușor-ușor în adolescență, am sărit puțin cam mult, dar nu contează, după devii cam tânăr, cam cum ești acum la vârsta asta, ulterior vei fi adult, ulterior vei fi bătrân și ulterior s-a terminat viața. Vei învăța despre fiecare etapă din viața unui om, ceea ce este om. Cursul respectiv este unul de engagement, care te va provoca, pentru că ești foarte curios și îți garantez că îți va schimba perspectiva întregii vieți, pentru că nu te-ai fi gândit la lucrurile respective niciodată, la cum erai tu când erai mic, cum ești tu în prezent și oare cum vei fi tu în viitor. Este un bun curs de dezvoltare personală pe care poți să-l faci tu cu tine. Cum am spus și în alte videoclipuri și recomand asta în permanență, dezvoltarea ta personală pe parcursul facultății este cheie. Iar ăsta este unul dintre cursurile care îți oferă o astfel de oportunitate. Poți să iei informația respectivă și să o aplici pe tine. Mai mult sau mai puțin. Crede-mă că te va ajuta. Nu uita, dacă ți-a plăcut ce ai văzut până acum, să dai like, share și subscribe. Ăsta a fost Mindful, eu sunt Andrei și să ai o școală... Pa, pa!